Domnule viceprimar, înțeleg că orașul Cernavodă face un nou pas pentru către civilizație. Ce ne puteți spune despre aceste sisteme de strângere a gunoiului? Într-adevăr, noi anul trecut am făcut un proiect pilot. Am pus 10 platforme îngropate în 10 colțuri separate în Cernavodă. Am vrut să vedem cum funcționează și dacă funcționează sistemul respectiv. Am avut surpriza plăcută să constatăm că lumea a început să fie civilizată. Bine, am pus și o cameră la fiecare 10 rampe de gunoi, am pus și o cameră video ca să monitorizăm de la poliția locală, dar am avut surpriza plăcută să constatăm că cetățenii chiar au început să selecteze gunoiul și datorită acestui fapt am mai comandat încă 35 să completăm în tot orașul, să nu mai rămână nicio rampă neîngropată. Am constatat că am scăpat de câini din zona respectivă, am scăpat de boschetari, scuzați-mi expresia, care râmau și scoteau peturi din gunoaie și le împrășteau, le luau vântul și le împrășteau în tot orașul. Și mirosul, în primul rând, e mult mai civilizat. Și datorită acestui fapt, noi am mai comandat încă, acum deja s-a semnat contractul pe data de 10, încă 35 de rampe de gunoi îngropate. Când vor fi amplasate? Termenul de execuție este de 6 luni. Sistemul este hidraulic, pe bază de ulei. Se trage furtunul, se montează la platforma amenajeră. Numai puțin. Avem, pardon, mă scuzați, avem o pompă hidraulică la mașină, se cuplează, se ridică platforma în sus. În momentul ăsta ea rămâne blocată, scoatem pubelele și facem manevra. Demonstrăm? Facem pubelele așa? Da. De exemplu, acesta e hârtie carton, pubela de deșeuri menajere pe care o ducem la mașină și o descărcăm. Pentru deșeurile, pubelele separate, nu pentru hârtie, carton, plastic și metal. Acestea le ducem la mașina care selectează hârtie și carton. În momentul ăsta noi am descărcat. Se cuplează din nou pompa, cuplează pompa. Vă ușurează mult ca... Absolut, absolut. Absolut. Cum era înainte și cum e acum? Păi înainte era foarte greu pentru că, în primul rând, era mizerie. Asta, al doilea rând, erau oamenii vagabonzi ai străzii care făceau mizerie tot timpul, mă repet. Și, în al doilea rând, e foarte simplu, ați văzut ce ușor se manipulează, se manevrează. Nu-i vorba, cu doi manipulanți pe mașină poți să faci o treabă foarte ușoară și foarte repede. Cam asta e tot. Și e foarte simplu, ați văzut, în două minute am rezolvat tot. Nu mai e miros, în al doilea rând, în al treilea rând, și plus că oamenii au devenit civilizați. Oamenii respectă regulile, văzând curățenia care e pe lângă platforme. Am revenit la normal, pot să zic. În ce constă această achiziție pe care primăria Cernavodă o face pentru a asigura, a crește confortul cetățenilor? Da, vă spuneam mai devreme și vă arătam mai devreme de rampele de gunoi îngropate. Acelea le punem pentru blocuri, pentru selectarea gunoaielor, dar acestea sunt pentru cei de la case. Sunt 4.800 de euro pubele.
și vom da câte două pubele la fiecare familie. Cele galbene sunt deșeuri reciclabile și cele negre, care le-ați filmat mai devreme, sunt pentru vegetale, pentru umede. Și cu ocazia asta vrem să selectăm și la case, cum selectăm la blocuri, vrem să selectăm gunoiul menajer. Pentru că vă dați seama, și comunitatea europeană ne tot presează, dar nu din cauza asta, noi vrem să cât mai repede să civilizăm orașul Cernavodă. Este mult mai și productiv și mult mai plăcut pentru cetățeni să selecteze gunoiul, să nu mai aibă același miros, probabil. Da, într-adevăr, eu trec în perioadele când își scot gunoi în față, sunt ligheane puse gunoi înăuntru, sunt tot felul de tomberoane, sunt niște saci de tot felul. Deci nu, vrem să orașul să se civilizeze. În momentul în care treci pe stradă să vezi în fața curților câte două tomberoane, europubele, pardon, și cu gunoiul selectat. Facem apel către cetățeni, o să, după ce facem procesul verbal, pentru că se vor da gratuit cele două europubele, o să facem un apel chiar gunoaiele să le selectăm. Nu le selectează amendați, nu le selectează dat înapoi gunoiul în curte. Deci nu mai putem să tolerăm. Deci trebuie cumva să civilizăm cernavodenii orașul. Nu că nu sunt civilizați, dar trebuie să venim în sprijinul dânșilor să putem să facem o selecție cum trebuie. De altfel, asta este și o cerință din partea, conform legislației Uniunii Europene, care are și repercusiune asupra buzunarului fiecăruia dintre noi, dacă nu o respectăm. Da, așa este. De-aia noi trebuie să accelerăm pentru a implementa și, bineînțeles, că amenziile care vor veni de la Comunitatea Europeană le vom plăti noi, fiecare cetățean. Așa, dacă venim în sprijinul cetățeanului, eu sper să putem să selectăm gunoaiele și să fim unele din orașele fruntașe din România care fac chestiunea asta.